Deși a evoluat în superioritate numerică din minutul 26 și chiar cu doi oameni în plus ultimele 10 minute, surpriza ligii întâi, Pandurii Târgu Jiu, a avut nevoie de loviturile de departajare pentru a se califica în sferturile de finală ale Cupei României în dauna lui FC Brașov. Cojenii au avut prima ocazie importantă în minutul 7 când Vranieș a pătruns pe centru și a tras, însă Felgheiras a reușit să respingă. Portarul brașovenilor a fost depășit câteva minute mai târziu de Lemnaru, dar atacantul gazdelor și-a închis unghiul și a trimis pe lângă. Oricine poate să bată pe oricine în campionatul ăsta. Jucătorii dumneavoastră n-au prea exersat penaltiurile săptămâna asta. Ce s-a întâmplat? N-am avut timp, am avut o zi la dispoziție să exersăm penaltul. Am exersat, asta e. A fost efortul depus, eu știu. Sunteți supărat pe ei? Au dat peste? Nu, ar fi chiar cu mine, n-am ce să le reproșez. Misiunea elevilor lui Petre Grigoraș părea să se simplifice în minutul 26, Bruno Madeira primind ușor cartonașul roșu pentru o intrare asupra lui Nistor. Mai mult decât atât, tehnicianul oaspeților Daniel Isăilă a fost trimis în tribună pentru proteste. Cu toate acestea, mai aproape de gol a fost tot Brașovul, Mincote reușind să scoată de sub bară execuția lui Di Stefano. Pandurii a dominat clar finalul primei reprize, fiul antrenorului Petre Grigoraș, Alexandru, fiind blocat în ultimul moment de Felgheiras pentru ca brazilianul Cardoso să tragă în două rânduri puțin pe lângă poartă. N-am fi meritat să mergem mai departe, mai ales prin faptul că am jucat, știu, din minutul 27-28, nu mai țin minte, cu un om în plus că am mai fost eliminat între timp. Un meci foarte slab din partea noastră. Întreaga responsabilitate este a mea, pentru că din păcate am fost total neinspirat cu cele trei schimbări. Eu sunt principalul vinovat, dar până la urmă e bine că am trecut mai departe. Echipa antrenată de Petre Grigoraș a câștigat cu 3-2 la penaltiuri după 120 de minute de joc, scorul fiind egal 0-0.